Doi bărbați și o femeie sunt cercetați penal după ce și-au agresat, după caz, soția gravidă, fosta iubită, respectiv concubinul. Un bărbat și-a bătut soția gravidă, un altul și-a agresat fosta iubită și i-a furat telefonul mobil, iar o femeie și-a lovit cu un lemn concubinul. Sunt trei cazuri de violență în familie petrecute ieri pe raza județului Brașov. Iar noapte, o femeie din comuna Jibert a apelat la 112 plângându-se cu privire la faptul că fostul ei concubin a agresat-o fizic și i-a furat telefonul mobil. În data de 3 februarie 2019, polițiștii din cadrul secției numărul 6 Poliție Rurală Vochis au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de un bărbat în vârstă de 30 de ani domiciliat în comuna Jibert. Acesta, în noaptea de 12-3 februarie, în jurul orelor 1 și 20, fiind sub influența băuturilor alcoolice, s-ar fi deplasat la locuința fostei sale concubine, ar fi agresat-o fizic pe aceasta și ar fi distrus un telefon mobil. La plecare a lovit cu un obiect contondent autoturismul aparținând tatălui victimei, provocându-i avarii. Dată fiind situația, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile și l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore. Cercetările în caz continuă pentru lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, furt calificat și distrugere. Dosarul fiind instrumentat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Rupea. Tot ieri, polițiștii din cadrul secției numărul 6 Poliție Rurală Hoghis au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat în vârstă de 31 de ani, din comuna Pața, care, băut fiind, a făcut o criză de gelozie și și-a agresat soția, deși femeia este însărcinată. Individul i-ar fi aplicat gravidei mai multe lovituri cu pumnul în zona capului și corpului. Femeia, care era însărcinată, a fost transportată la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov în vederea efectuării unei examinări medicale. În conformitate cu prevederile legale, față de bărbatul în cauză a fost emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, polițiștii dispunând de evacuarea temporară a acestuia din locuința situată în comuna Apasa. Și în acest caz se fac cercetări pentru violență în familie în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Rupea. În aceeași zi, în jurul orelor 16, polițiștii din Hoghis au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 50 de ani din comuna Comâna, pe fondul consumului de alcool, l-ar fi lovit cu un lemn pe concubinul său, după ce între cei doi ar fi avut loc discuții în contradictoriu. În urma incidentului, bărbatul a fost transportat la spital în Rupea, fără a necesita internare. În cauză se fac cercetări pentru lovire sau alte violențe și violență în familie.